Andrei, Mocanu nu vrea o relație serioasă? Păi chiar el a declarat că nu-și dorește o relație, gen că vrea să-și recapete încrederea în femei. Întreabă-l și pe Raju. Ai văzut-o pe Ana cu Andy? Nu vrea să-l vedeți asară, toamnă, cum mânca, mânca cu... Dar și astăzi, aveam blocat. Primul lucru pe care mi l-a spus, băi, tu ai văzut-o pe Ana cu Andy? E blocată, nu, gata, am încheiat subiectul, e blocat. Vreau să vă fac o imagine despre cum era. Cred că nici în 10 sezoane nu o să-ți recapezi încrederea în femei, dacă nu, într-adevăr, nu știu, nu te... Dar cum să prinzi încredere și să-ți fac așa fiecare? L-a lăsat și Ana. Bine, noi cumva ne-am declarat că nu mai ai, gata. Și tot cu Andy? I-am zis că hai să... Știți care e problema, doamne Andrei? Problema lui că ei mărg la toate fetele și fac același gestul. Pe toate fetele le iau în brațe, pe toate fetele le pupă, pe toate fetele... Ce bine miroși, exact, ce păr frumos ai. Păi vina mea că miros frumos toate. Păi nu, ei nu se focusează cu una, cum le focusăm noi. Sunt periculos. Mariana nu i-a zis. Mie nu mi-a zis. Cum, Raju? Periculos într-o relație. Vezi că ți-am zis că îmi place parfumul. A spus rusul și așa în zonă, el mi-era o religie. Mi-a spus că îmi place parfumul. Dar nu era al lui. Dacă mă vede bine pe mine cu cineva, adică am zis că îți place parfumul. Raju. Cine? Da. Eu? Mai zi-mi o dată. Am zis că sunt periculoși într-o relație, amândoi. Într-o relație suntem cei pentru mai că toate am fetele, glumit, stai ei. Jos. Nu. Tace, asta nu, te contrazic, o zis, Raju, că suntem periculoși într-o relație. Nu, tocmai că suntem... Cum se cheamă? Că nu poate să te ataci, nu poate să te... Inofensiv. Suntem inofensivi într-o relație pentru că ne vedem de treaba noastră. Da. Dacă vrei să cunoști 2-3, nu trebuie să afirmi la fiecare vreau să te cunosc, vreau să te... Pur și simplu mergi, dacă îl vrei mă pe unul... Apucat meu acum, el să-mi zică mie. Păi, dar nu sunt meu, nu sunt meu, dar chiar așa gândesc eu, așa gândesc, jur. Nu vreau să te jignești cu ceva, dar așa gândesc. Da, și că mă enervezi pe bune, nu mai mă băga pe mine, că nu ai nicio treabă. Dar toată casa are părerea. Zi, Iulia, să zici ceva. Larisa, oricum, înainte să vină Bogdan în casă, îi spunea fetelor că îl place pe el. Pe cine? Nu, pe tine, pe Bogdan. Păi nu ai auzit, dar am spus. Mie mi se părea că băieții, adică Jador și Bogdan, au dreptate într-o oarecare măsură în tot subiectul ăsta. Am stat acum și am analizat mai bine. Și mă refer, știți la ce? Nu vă apropiați. Nu, stați și ascultați-vă. Nu, dar nu vreau. Hai, stați să vorbească. Dar nu vreau. E nici măcar nu știu ce am de zis. Și acum urmează partea urmă. Atâtea luni de zi să mănânci aceeași mâncare în fiecare zi. Nu, lăsați-mă, că nici n-ați auzit ce am avut de zi. Nu, ascultați-mă, vă rog. Deci de saturi, mă, crede-mă. Acum ei, într-un fel, mi se pare că au dreptate. Și în ce mai exact? În faptul că restul băieților chiar pot să-și dea seama dacă fetele chiar îi plac pe bune sau e așa de... Păi n-am susținut asta. În ghilimele. Ba da, ai zis ceva de genul că chiar cred că Jador, tu ai spus. Ei, Andrei, numai bine ți-ai dat seama dacă fata chiar te-a plăcut sau nu. Da, pentru că chestia asta, dacă e să o vedem normal și matur, se întâmplă și afară. Dar voi n-aveți aici salariul. Mult mai mult. Afară nu vezi? Ca ispitul. Exact, afară nu vezi că o să fie conjuntura de... Da, Larisa era mai familiarizată cu imaginea lor față de a lui Andrei. Dacă îi mai dădea timp să se cunoască cu Andrei, probabil îi vedea la un moment dat egal și după aia îl vedea altfel. Nu, asta e părerea mea. Dacă vrea cu adevărat ceva cu Andrei... Când zic că îmi place de tine, poți să vină 10 ca Bogdan. Dacă vrea să sunt 100% sinceră, nu contează. Larisa a zis că Bogdan... Da, știți, așa e. Atracție fizică, gen... Da, așa e. El e mama la copii, el e pofta inima. Da, mă, guys, afară nu se poate o chestie de genul. Eu ce cred, doamna Andreea? Ligia e un pic geloasă. Ligia e un pic geloasă. Geloasă? Da. Pe cine? Nu e adevărat, doamna Andreea. Pe cine zi-o? Dar n-are nicio legătură subiectul cu ce zici tu. Geloasă? N-am niciun motiv să fiu pe nicio fată geloasă de ei, Julian, crede-mă. Orice femeie de pe acest pământ, dacă își pune în cap să cucerească un bărbat, va reuși. Da, știu. Acum vin și vă zic și voi același lucru. Dar cred că voi știați deja asta. Știam. Adică ori sunteți bărbați, ori nu mai sunteți. Da. Adică voi, dacă vreți, puteți cuceri absolut orice femeie. Așa contează. Să scoți pe pământ, Andreea. Bun, contează. Așa e. Bărbații da, sunt da, așa sigur. Și creează intrigi. Păi că eu mă pun lângă o femeie, vine și Jador, hop. Și o ia și vorbește el și apoi... Nu, ca să fie clar, noi când am intrat în casă, noi ne-am băgat... Nu, deodată înseamnă că ți-ai ales femeia greșită. Da, dacă femeia te respectă, greșit, spune, te rog, Jador, da, nu vorba de femeie, că pana mea până la urmă n-avea nimic cu el. E vorba și de catifeaua lui. Da.
Băi, ce glumere. N-ați înțeles nimic. Tot așa, era cum... Nu, chiar n-am înțeles. Referitor în această lucru. Dacă o femeie îl respectă pe el, te lasă pe tine lângă ea. Am vorbit un pic atunci și Adora a luat-o în brațe și a mutat-o în grădină și după... Crede-mă. 40 de minute s-a întors. Trebuie să mă scutăm. Și când s-a întors, s-a dus în afară casa fetelor. Ce-am făcut? Da, sigură. A fost jumătate părtaș. Cine? Da, și vorbeam tot cu Andreea, s-a pus el, a vorbit, că mie mi-a întors spatele. Da, eu nu înțeleg. Înseamnă că ți-ai ales fata greșită. Da, corect. Așa, cum ai spus cu zâmbetul pe buze. Cu zâmbetul pe buze. Cu zâmbetul pe buze, fii și acum și nu îți mai cere eliminarea și asumă-ți tot ce se întâmplă aici. Eu nu știu, oare eu nu vorbesc românește? Că eu nu înțeleg. Hai, de asta, da. Acum că am înțeles, toată lumea ce era de înțeles. Ce? Că tu erai la masă cu zâmbetul pe buze și spuneai niște chestii, da, gen cu pupicul. Așa. Fii cu zâmbetul pe buze și acum așa sumă ce ai făcut. Păi, asta. Dar nu-ți mai cere eliminarea, nu te mai victimizi. Dar nu te dea exprimația. Ah, dacă voi credeți că atât de grav votați, nu îmi place să fiu aici. Aoleu, gata, e prea mult. Gata, nu mai, gata. Nu mai vreau să vorbesc nimic, nu mai, prea mult. E prea mult, dar când ai spus despre mine și despre Marina, a fost mult. Ce? Ce fac băieții cu noi. E părerea mea personală. Eu ca și femeie, nu aș accepta ca un bărbat să tragă de mine în halul ăla sau să... În la... halul ăla? Da, în halul ăla, să fac chestiile alea sau să mă dau pe bară sau să vină un bărbat să facă da, o, întrebarea, chestii... a venit? Ce? A venit să fac așa, să fac. Nu și-ar permite niciun bărbat să facă lucrurile astea pe care le face cu voi. Nici nu mi-aș permite să pup niciun băiat. Îmi pare rău, uite, eu mi-am permis. Păi eu nu mi-am permis că... Sunt de caractere diferite la lucrurile. Eu aștept să vină băiatul la mine, nu eu. Eu nu. Păi la mine i-a fost. Păi a ieșit, dar nu prea. Păi asta zic, avem opinii diferite. Ceva ți-a ieșit, dar nu prea. Nu, ea a încercat să-și jignească, știi? Dar avem opinii diferite. Ca să ne punem pe noi într-o lumină proastă, ca să iasă. Dar pentru ce, dacă ție nu-ți place circul, tu pentru ce vorbești? Vă rog, fiecare să înțeleagă. Dar nu, ca să înțeleagă, pentru că dacă nu-i place circul. Și dacă îmi aduc acuzații să tac din gura. Și tu mi-mi aduci acuzații. Bun, nu opinia. Bia, ce-a încercat, Larisa? Da, și ce nu mi-a ieșit? Să ne lăsească între noi, să ne punem într-o lumină. Da. Niciodată nu fac chestia asta. Eu pun punctul meu pe vedere. Dar cum să te mai lucrărești așa? Cum să faci așa? Eu n-aș face așa. Păi, dar tu m-ai întrebat. De ce am spus? Eu nu eram aici. Eu nu eram, de ce ba da, erai, doar că nu ți-am zis că... Pe mine m-a deranjat că... Da. Nu, nicio reacție, doar vreau să-l întreb. Doamne, ferici. Pentru ce? Îți dai tu cu părerea? Pentru că m-ai întrebat dacă... Da, mi-ai spus de ce ai vorbit atunci. Și ți-am spus, dai părerea mea. Atunci de ce ai vorbit? Cine te-a întrebat? Când? Ea oricum a început prost de la început, de când cu poza, de când cu mai multe chestii, ea le știe mai bine. Hai să vede, da, le știe mai bine. Dar de ce nu l-ai sunat pe Rusu să-l întreb la ce oră? Am vorbit și cu el pe Instagram. A, pe Instagram. Da. Ce sens avea să-l sun? Păi la el e problemă cu semnalul, că l-am mai sunat eu și... Are probleme cu semnalul. Cred că erai fată din sezonul 2, erau toți pe tine. Păi tu joci la două capete, trei. Ce ai mă și tot? Nu, dacă erai fată din sezonul 2. Asta ziceau, deci... Băieții din sezonul 1 și fetele n-au voie, dar dacă noi vorbim cu 2-3, nu e problemă. A, n-ai înțeles, dacă ea era din sezonul 1, tot sărau pe ea. A, păi de ce joci la 3 capete? Joci la 4 capete? Ce se întâmplă? I-am acum mie cum ar veni. Nu vreau să țin, nu mi se pare. Nu, n-ați. Ba da, n-ați înțeles ce a spus. Da, am înțeles. Dacă ei vorbesc cu 3-4 fete, e problemă. Dar nu juca la niciun cap, azi Bia m-a sunat și m-a întrebat de ora când începem și eu am întrebat o gen de Instagram-ul. Larisa a furat pupicul, Bia îl sună și Paula dansează cu el. Mai rămâne să mai cine? Teorema lui Pitagora. Îi mai place, vei pe. Și gata, nu mai este, că astea te vechi nu mai. Dar și lui place de mine, ce? Asta e, da. Atunci cu ce să facem cuplu aici? Cu televizorul? Mia mi-a zis, domnule, aș vrea să vorbesc și cu tine și în afară, să vorbim pe Facebook, fără să știe Bogdan. Da, aia îmi zicea într-una să dau mesaje. În continuu îmi zicea, dă mesaj pe Insta, dă mesaj pe Insta. Fata mea, nu știu care din noi doi ne caut. Nu știu dacă ți-am dat vreun mesaj vreodată, poate doar odată. Nu. De când puțin, suntem mai... Restul mi-ai scris. Adică nu are relevanță, în fine, oricum nu are relevanță care cum mi-a scris. Doar că tu mi-ai spus chestia asta și el voia să-și facă o relație cu tine. Și am zis că, bă, nu e ok. Când? Ei, poate, am vorbit altceva despre el. Da, știu. Am vorbit cu el, că era cu el cu ea în cameră. Uh-huh. Asta a fost toată fața. Și ți-am spus imediat, a doua zi. Da. A doua zi, în seara aia.
Știu și eu, am poate înțelegi asta, poate o glumit ea cu tine. Ar fi zis așa, prietenului meu cel mai bun să-i spună, hai să vorbim pe la spatele lui Bogdan. O fată pe care... Eu am un scop să te mii pe tine, dar îmi place mii de fiecare seară. Cu ce scopuri scriu ție în fiecare seară? Sau... N-a zis nimeni fata mea. Sau ai zis tu că mi-ai dat decât un mesaj. Da, ți-am dat un mesaj, da. Adică nu e ca și cum te-aș căuta eu pe tine sau aș vrea să am ceva cu tine, că dacă aveam, vreau să am ceva dacă voiam tine? Să am, cred că aș fi reușit. Bun, în timpul ăsta, dacă... de atunci, din gala aia, de când zici tu că ți-aș fi zis eu ție, că vreau să vorbim pe la spate, ți-am bătut eu vreun apropo prin mesaje sau ți-am zis ceva? Nu. Păi și atunci, nu, dar că mi-ai zis verbal, mi-ai zis verbal chestia asta, doar și am deci spus, Bogdan, bă, nu e de tine, frate, uite ce mi-a zis. Minte. Bă, fii sincer, bă. Nu știu ce. Bă, fii sincer. Ești la televizor, dar fii sincer. Păi da, uite că tu și ea zice că ai pus mâna așa, acum parcă nici nu știi dacă ai pus mâna sau nu undeva. Păi, frate, i-am luat-o așa pe fată, înțeles? Și ea s-o ridică normal că îmi fâge mâna. Da, ce adică i-a pus mâna, dar nu cu intenție. Adică i-a pus mâna și să fuge mâna la ajutor. Nu și chiar lângă noi și a văzut. Mâna lui are un alt. Și acum o reacționat. Adică oricare dintre fetele astea ar fi fost era la fel. Jador, și acum o reacționat. A? Ia cum a reacționat? Nu, a zis lasă. Da, dar cum de data asta, azi seară, clar și sigur că nu... Deci nu a fost aceeași poveste ca la Ela. Adică... Nu, nu.